Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Bună seara. Bună seara. A intrat pe scenă o fată cu o coroniță pe cap și cu o lingură de lemn în mână. La care vorbea. Exact ca, nu știu, regina din Albă ca Zăpada, care vorbea cu oglinda. Știm toți cum se procedează, așa că lăsăm vrăjala cu prezentările. Hai, scanați numărul pentru a începe numărul. Da, lingura aia scana. Aia te ducea într-o zonă. Lingura aia scana lucruri, situații. Hai, îndrăzniți, scanați. Ce? E ceva în lingura aia. Ceva. E oglinda din Albă ca Zăpada. E oglinda. E ca doamna cu butucul. Dar nu știu, ați observat, nu? Că am un defect artistic. Care? De ce? Care? Linguri. Wow. Dar de ce lingura de lemn? E mare. Păstrează gustul și are legătură cu tradițiile și... Nu oxidează alimentele. Nu, pentru că poate avem și noi noroc de mai servim și noi ceva cu altceva. Cum ar fi, hai, următoarea vrăjală ori răbdare bio. Ce se întâmplă? Vorbea cu o lingură de lemn, zici că era doamna cu butucul din Twin Peaks. Nu știu ce scana, nu scana nimic. Nu scana nimic. Puteți să ne explicați? Păi eu singura explicație, asta am găsit-o. Mă, puțin îmi sacadează software-ul. Mai scanați odată, vă rog. Dar de ce Edita mai fițuica în lingura aia? Nu e eticheta de la lingura. Edita mai fițuica e. Nu e eticheta, am văzut eu. E nouă lingura. Citiți în lingură? Sunteți inteligența artificială? Da. De ce n-a dezlipit-o? Ai fițuică. Hai, scanați. Următorul număr. Filozofie universală. În viață, oricum o dai... O iei. Deci, nu contează cum o dai, că de luat o iei. Și atunci, mai important e cum o iei, chiar dacă încerci să o dai. Ce-ați înțeles voi? Absolut nimic n-am înțeles. De ce? Da, aia cu de ce. Trecem peste mai. Cu lingura de lemn. Sigur se întreabă cineva ce sunt la pământ, nu? Da, eu chiar mă întrebam. Pentru că aici îmi sunt și nervii. La pământ. De fiecare dată când aud. Dar nu se mai poate trăi așa în țara asta. Eu am înțeles că e un pamflet. E și fomiță. Nu e ca și cum le zice, da. Auzi lingura de lemn, a luat banană. Dar mă clinciuia și mai tare. Te clinciuia? Clinciuia. Cringi. Te cringiuia. Cringe. Adică da. Te simți inconfortabil privind. Mă punea într-o situație inconfortabilă. Scanați pentru următorul număr, vă rog. Avem un număr de provocare, pentru că adevărul ne doare. Doare. Întotdeauna. Dar unde ne doare? În cot. La patină. La patină? La patină. Ah, ok. La patina timpului. Provoc unirea țăranilor, a inteligenților și a roboților, bineînțeles. Mă simt puțin spălat pe creier. Lasă-mă că vreau să fiu atent. Dar la mare adunare generală am uitat să precizez că sunt bineveniți și proștii ca mine. A terminat? Da, am terminat, da. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.